Iubiți frați și surori, stimată familie îndoliată, suntem astăzi aici ca să-l cinstim pe Dumnezeu pentru viața celui care a fost fratele nostru în Hristos, slujitorul Domnului Vasile Talpoș. Cred că sunteți în asentimentul meu că oricâte ser de priveghi am avea, oricâte servicii comemorative în amintirea celui a care a fost un slujitor al Domnului atât de devotat lucrării sfinte din țara noastră, ar fi prea puțin care să cuprindem în cuvintele noastre tot ceea ce a însemnat slujirea fratelui profesor Vasile Talpoș. Sunt și eu unul dintre sutele de slujitori care a beneficiat din plin de mult har și de toate formele de binecuvântare pe care Dumnezeu le-a planificat într-o bucată de timp ca să ne echipeze pe noi, aceia care ne-am pregătit să slujim Biserica lui Hristos. Cred că în seara aceasta ceea ce s-a scris înainte de imaginile pe care noi le-am văzut ar putea cuprinde în doar câteva cuvinte esența de viață de trăire a aceluia care a fost fratele Vasile Talpoș o viață dedicată slujirii Asta tot timpul m-a uimit În atâtea vremuri, declina sarcinile și responsabilitățile familiei, și Dumnezeu era pe primul loc. În atâtea privințe, se uita pe sine în ceea ce privește grija pentru sănătate, menajarea, umanul din noi, care la urma urmei cu toții îl avem, și prima, Dumnezeu și lucrarea sfântă. Când spun toate lucrurile acestea, nu exagerez cu nimic pentru că îl cunoașteți atât de bine. În ciuda unei sănătăți precare și a unei. dacă vreți, vulnerabilități trupești, până peste toate a înțeles că este chemat să-l slujească pe Dumnezeu până la capătul. Vieții. Și lucrul acesta, dragii mei, cu siguranță ne dă dreptul în seara aceasta, așa cum s-a spus, să spunem fără greș. Nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel? Sunt cuvintele pe care David le spune la adresa lui Abner. Una din căpetenile poporului Israel, și când David a făcut aprecierea aceasta, a făcut-o în cunoștință de cauză. Vedeți, Abner nu și-a luat el pentru sine titlul acesta, ce a fost recunoscut ca atare. Și în seara aceasta, și vis a -vis de toată slujirea fratelui Talpoș. Noi cu toții aceia care l-am cunoscut și care am beneficiat de binecuvântările Domnului venite prin dânsul, spunem fără nicio rezervă, o căpetenie, un om mare a fost chemat de Dumnezeu acasă. Dragii mei, și vizavi de fratele Talpoș, ne putem gândi și putem fi provocați prin versetul acesta al Scripturii, de ce anume îndrăznim să facem o asemenea apreciere? În bisericile noastre, cu siguranță, noi îl cinstim pe Dumnezeu și mai puțin oamenii, chiar și în astfel de momente, când comemorăm plecarea lor în veșnicie, o viață trăită pe pământul acesta. Însă, credem că pe baza unor anumite lucruri pe care ni le pune Scriptura înainte fără nici o rezervă în fața slujitorilor lui Dumnezeu, dedicați slujirii. Așa cum am citit la începutul acestui colaj de fotografii, avem dreptul și toată libertatea să spunem că un om mare, o căpetenie, a plecat dintre noi. Mai întâi mă pot gândi la o chemare evidentă pentru o căpetenie. La fratele Talpoș nu trebuia să te străduiești să observi că e chemat de Dumnezeu la o astfel de lucrare, și nicio altă chemare n-ar putea să o împlinească mai bine decât asta. Avea o naturalețe prin care mărturisea că e chemat de Dumnezeu nimic artificial, ci era duhovnicia aceea pe care Dumnezeu a pus-o într-un om capacitat intelectual, dar nu era doar literă, nu era doar slovă, ci era și duh de viață, duh din Dumnezeu pentru un om chemat la o lucrare sfântă. Era convins de chemarea aceasta, Atât de convins de ea, încât a făcut, dacă vreți, o probă, o probă eliminatorie în admiterea slujitorilor la Institutul Teologic Baptist din București. Să se vadă, prin evaluarea, prin aprecierea altor frați slujitori, că ești chemat de Domnul pentru aceasta. Frații mei, Știți de ce a putut intra în cel de-al 80-lea an de viață cu aceeași pasiune pentru Domnul? Tocmai pentru faptul că în viața dânsului s-a văzut o chemare evidentă ca să fie slujitor. Cinste pentru Dumnezeu și smerenie pentru Sine în această chemare evidentă. S-a spus și pe drept. Un om așezat de Dumnezeu în atâtea slujiri, dar întotdeauna, parcă gloria ce revenea omului îi dădea o întorsătură aparte și o direcționa spre Dumnezeu. Nu de puține ori, încheia orice apreciere legată de dânsul cu niște cuvinte deosebite la adresa lui Dumnezeu. Prin care spunea, dar Domnul m-a ajutat, dar Domnul m-a sprijinit. Cât privește smerenia ieșită din comun. Un om care, în vremurile acelea comuniste, să se pregătească la o școală de prestigiu peste hotare, să poată vorbi cursiv o limbă străină, să aibă acces și accedere în atâtea cercuri academice și totuși să fie chemat la o biserică de sat cu zece oameni, la un tată care poate a fost dur cu copilul lui și să stea de vorbă și să vină fără rezerve, să vină cu toată dragostea, numai o chemare evidentă pentru o căpetenie poate să facă lucrul acesta. Exagerăm oare, amplificăm lucrurile când spunem în dreptul fratelui Talpoș că o căpetenie, un om mare a plecat dintre noi, deloc. La dânsul s-a văzut și o viețuire credincioasă. O viețuire credincioasă. Provocările vieții ca oportunități, greutățile vieții ca dependență de Dumnezeu. Nu i-a fost ușor. A avut parte de foarte multe provocări. Starea de sănătate, cum spuneam, a fost precară, și știți foarte bine. Tensiunile provocate adesea de sistemul comunist în pozițiile de slujire în țară pe care le-a avut. I-au dat multe, multe provocări cu care a luptat în viața aceasta. Dar toate, toate provocările vieții le-a transformat ca oportunități pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vă dau doar un exemplu. Am convingerea că sunteți aici oameni credincioși care ați putut aprecia foarte multe din lucrările fratelui Talpoș. Dar una remarcabilă este aceasta. Imediat după Revoluția din decembrie, a găsit oportun ca în cea mai mare universitate a țării să deschidă o facultate de teologie baptistă. N-a fost ușor, a fost o provocare grea și cu siguranță s-a confruntat cu opoziția sistemului și a mărturisit-o de foarte multe ori. Acum, după atâția ani, uitându-ne în urmă și uitându-ne la prezent, ne-am putea întreba, legitim, fiecare dintre noi, s-ar mai putea face așa ceva? Poate greu sau imposibil? Dar ne-a spus în nenumărate ocazii: s-a deschis ușa și am intrat pe ea. Provocările vieții le-am folosit ca oportunități greutățile ca dependență de Dumnezeu. Și asta fac marile căpetenii. Marile căpetenii. Nu contează pe ei. Nu mizează pe resursele ei. Un alt om mare, o altă căpetenie din Noul Testament, Pavel de data aceasta, spunea la murit, dacă contezi pe ceva, contez pentru pe harul lui Dumnezeu care mi este de ajuns. Nu eu. Cu toată știința mea, cu toată educația mea, cu toată erudiția mea, ci harul lui Dumnezeu mă întărește în toate ca să fac față. Îl vom întâlni pe fratele Talpoș în cer. Vom merge după el. Domnul știe rândul fiecăruia dintre noi ne va spune la întâlnirea noastră cu dânsul dacă am rezistat în viață am rezistat pentru că am depins în totalitate de harul Domnului o chemare evidentă pentru o căpetenie o viețuire credincioasă și uitați-vă și la o recunoaștere generală de cei de pe pământ dar și de cei din cer. În serile acestea vom fi aici, vor fi alți slujitori ai lui Dumnezeu, care nu vor putea spune nimic altceva decât că îl recunoaștem cu toții pe fratele Talpoș, ca un om cu o slujire credincioasă, dar și cu o slujire măreață pentru Domnul. Anumite poziții pe care noi le citim aici, aproape că ți este greu vizual să le urmărești, dar toate au însemnat decade de timp, vremi specifice, în care Dumnezeu l-a folosit ca un slujitor devotat lucrării sfinte în fața unei asemenea slujiri, pot spune pe drept o căpetenie, un slujitor a plecat dintre noi. Despre cei din cer, mă gândesc doar la sora Lidia. Repede de tot să vină lângă ea, în slavă, în cer, în corul gloriei. Să nu fie nedespărțiți, ci să fie unul lângă altul, repede, repede de tot. Mă gândesc că pentru orice slujitor care sfârșește cu Domnul, se deschide cerul și Hristos Domnul oferă un cuvânt special de bun venit în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cu adevărat, duminică dimineața, când fratele Talpoș s-a dus la Domnul pe care l-a slujit, cu atâta dragoste, cu atâta pasiune, îngerii, sfinții și Domnul s-au bucurat de venirea în slavă a unui asemenea slujitor. Așa este recunoscută o căpetenie, un om mare în poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, mă repet, noi îl cinstim pe Dumnezeu, chiar și în serviciile divine de înmormântare și de priveghi. Dar evocăm spre aducerea aminte și spre motivație și determinare pentru noi. Să ne uităm la mai marii noștri și să le urmăm credința. Verset biblic dat de cuvântul lui Dumnezeu. Asta slujește pentru noi, cei care suntem în viață, o trăire exemplară înaintea lui Dumnezeu. Cum a trăit Dânsul, cum ai trăit alții, să ne silim, să trăim și noi. Fiți binecuvântați de Domnul, acum și pentru veci de veci. Amin.